Primarul Constanței și-a etalat mândru costumul de ofițer nazist. Nu nazist, ofițer în armata germană, în Wehrmacht. M-am inspirat din filmul Operațiunea Valkyrie. Este făcută într-un atelier din Germania care face costume pentru filme identice cu ceea ce purtau ofițerii. Cât despre Mazăre junior, acesta a purtat uniformă de ordonanță. A fost puțin emoționant. Pregătiri înainte? Da, ne-am pregătit puțin pași de defilare înainte. Mazăre a mai fost până acum mafiot în armată într-un pictorial dintr-o revistă pentru bărbați și James Bond la o prezentare de modă.